politicienii noștri nu au inteligența politică necesară, că dacă ar investi mai mult în cercetare, ar exista mai multe patente care ar duce la mai multe, la tehnologii noi, la dezvoltarea industriei, la dezvoltarea economiei și ar avea ce fura mai bine. Deci ei chiar nu-și văd interesul lor, că cercetarea le-ar oferi noi resurse. Dincolo de glumă, avem foarte mulți intelectuali cu bune conexiuni în Occident. Mulți dintre ei au rezultate în țările în care trăiesc și în care își desfășoară activitatea. Activitatea lor în România însă este irelevantă. De ce? Păi, cum spunea Marta Bibescu, România e țara în care nimic nu contează. Adică știm ce contează în România, mai ales în privința, nu numai în politică, dar având în vedere și ce sunt oamenii potenți din cercetare și din învățământ, cum ar putea să conteze așa ceva? Cercetarea acum are scopul să obții finanțări. Nu este scopul să descoperi, nu este scopul să faci progres, nu, să obții finanțare. Și dacă reușești să obții finanțare pe studiul unei mici de fotbal, e foarte bine. Dar chiar au existat proiecte de cercetare absolut hilare, care s-au făcut publice și care au obținut finanțare. La noi încă se fac lucrări, practic colaje, lucrări din burtă. Pe de altă parte am aflat că există patente false. Auzim că avem nevoie de investiții străine, dar nu auzim de faptul de a trebui să dezvoltăm noi înșine noi tehnologii, de a face noi a face cu adevărat noi cercetare, de a dezvolta patente noi. Și practic foarte multe patente care există, care se depun, ele nu au nicio acoperire. De cele mai multe ori, cum se face cercetarea? Vrei să-ți justifici postul, vrei să-ți justifici salariu încercând să dai ceva pe piață care știi că n-ai nicio valoare, care nu aduce nimic nou, doar ca să te faci pentru niște acte, pentru a justifica existența. Asta se întâmplă în universități? Da, în universități foarte des și în toate institutele de cercetare. Ca să nu mai vorbim de fenomenul real al plagiatului, care este dovedit cu acte, există ONG-uri care fac acest lucru, care prin plagiatori îi popularizează, dar nimic nu se întâmplă. Mă reîntorc acum la comparația cu ceea ce se întâmplă în țările occidentale. Da. Unde se situează România comparativ cu cercetarea din țările Europei de Vest, de exemplu, sau America? Putem să comparăm. Putem să comparăm și noi cu unele țări, nici măcar cu Brazilia. Dar nu asta, pe de altă parte nu trebuie să idealizăm nici cercetarea din țările din vestul Europei, cele mai aproape de noi. Pentru că și acolo sunt hibe și sunt hibe cunoscute nu de acum, chiar dinainte de a mă naște, de a te naște tu, de a se naște Alex, care au fost publicate și au fost popularizate, s-au scris cărți despre ele. Sistemul are și acolo de suferit, dar pentru că are foarte multe hibe. În primul rând că nu este suficient de liberal, dar fiind foarte finanțat, există șansele ca să apară descoperiri interesante. Oferă România cadru propice pentru a face cercetare și a face descoperiri? Nu. Eu tot ce am făcut pot să spun că este privat. Eu încă am foarte mult entuziasm să fac lucruri și nu renunț, dar cunosc oameni care sunt mult mai dezamăgiți de sistem. Există vreo șansă, că tot vorbeam ceva mai devreme despre situația din țările dezvoltate, există vreo șansă să ajungem din urmă? Șansa există, dacă se schimbă total sistemul. Dar cu învățământul pe care îl avem, care nici măcar nu învață oamenii ce trebuie să facă ca să scrie o lucrare care să nu fie plagiată, în facultate foarte mulți nu sunt învățați chestia asta. E foarte greu, având în vedere cine sunt profesorii universitari, cine sunt profesorii de la clasele mici. Dar talente se nasc peste tot. Problema, în orice țară, la orice grup etnic, problema este ca acei oameni să fie lăsați în pace, să aibă o șansă să se manifeste. Dar sprijin ne putem aștepta, cel puțin deocamdată în România, la sprijin din partea statului. Sunt cercetători care au decis să plece din țară pentru că au găsit în alte țări acel cadru propice pentru a se dezvolta mai bine, atât ei cât și activitatea lor.
Crezi că pentru ei ar putea fi o șansă să se reîntoarcă înapoi acasă? Depinde de condiții. Dacă sistemul se schimbă și dacă ei au șansa să facă lucruri, da. Ce l-ar putea convinge pe un cercetător din străinătate să revină acasă? De exemplu, eu pot să spun că am văzut situația asta. Mai multă libertate. Dar a fost o situație specială. Eu am putut să lucrez în cercetare în Germania. M-am întors tocmai pentru că mi-am dat seama că am mai multă libertate de a face ceea ce vreau aici. Deși cu eforturi absolut inimaginabile și cu sacrificii inimaginabile. Regreți vreodată decizia că n-ai rămas în Germania? Nu. Regret poate că n-am căutat ceva privat acolo. Dar în niciun caz la stat, nu.